Cu cine ați avut ca și pasageri mai importanți de-a lungul navigării prin sferele înalte la propriu? Păi da, din România, nu știu dacă e așa de important, domnul Becali. E o persoană publică, da. Mai important, urba. Așa. Da. Dar cum v-ați nimerit să fiți pilotul domnului Becali? A fost pur și simplu o întâmplare. Veneam spre Bacău cu un aparat care nu, eu n-am avut așa ceva, dar veneam cu un aparat al unui prieten de meu din Bacău, îl aduceam de la o revizie și domnul Becali voia să ajungă la Bacău pe vremea când eram foarte bune relații cu echipa de fotbal din Bacău și cu patronul acestuia, cu Doru Sechelariu. Și m-a rugat prietenul meu, Cristi Becker, la București, bă, nu mai trimit un alt aparat. Ia-l tu, plătește drumul, asta este, nu e nicio problemă, vrea să ajungă repede. Făcut o oră și 10, un pasager deosebit de cuminte, numai că are o problemă cu țigările. A fumat în... Nu i-ați dat voie, da? V-a cerut voie și nu i-ați dat voie? Nu mi-a cerut voie, dar n-am putut să permit așa ceva, pentru că e vorba de siguranța zborului, până la urmă. Un alt pasager foarte important pentru mine, pe care am făcut București, Bacău, București, a fost Chris Norman. Chris Norman, când a venit la Bacău, l-am adus cu elicopterul, tot la fel cu un elicopter de la București, al unui prieten de-a meu, și l-am dus tot cu același elicopter, de la Bacău la București. Și a fost un pasager pe care nu l-am simțit, am crezut că zbor singur. Noroc că avea un aghiotan cu el care mai schimba o vorbă.